Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumul Spirituale. Vom căuta astăzi să vedem ce are a ne spune Sfântul Paisie Aghioritul despre diavolul. Zice așa: Dumnezeu se poartă cu noblețe. Dacă vrea cineva, acela poate să vină la mine. Dacă vrea cineva. Iată, noblețe. Diavolul dă dovadă, în schimb, de meschinărie. Vină la mine, cu sila. Doamne, mi-aduc aminte, la fiecare se raportează la câte cineva pe care îl vede ca trăind în Hristos, cum se cuvine. Mi-a plăcut prima sau, mă rog, la începutul relației cu părintele Arsenie Papagioc, cea de fiu duhovnicesc, ce nevrednic ce eram, când îl întrebam: părinte, cum să fac în situația cu tare? Și mă așteptam să spună părintele, în consecință, doar întrebasem eu cum să fac și părintele să spună: să faci așa sau să faci așa. Eu așa mă așteptam să-mi spună părintele. Să faci așa sau să faci așa. Erau două opțiuni. Părintele, cu foarte multă delicatețe, zice: n-aș fi de părere să. Aș fi de părere să. Doamne! M-a umplut. Mi s-a umplut mintea și sufletul de noblețea pe care o arăta. Așa sunt și oamenii care îl poartă pe Hristos. Au un soi de noblețe. Au un soi de frumusețe lăuntrică cuceritoare. Prea cuceritoare. Cuceresc. Cuceresc pe om pentru Hristos. Diavolul vine cu nesimție. Să faci așa, să trece așa, să nu știu ce. Aproape că dorește, e clar, știm cu toții, că vrea să-ți anihileze voința, tu să nu mai vrei ceva anume. Să nu-ți lase ție libertatea de a alege neafectată. Să ți-o afecteze cu îndrăzneală și să te pună să facă ce vrei, ce vrea el, ce vrei tu, eventual să vrei ce vrea el, sau dacă vrei ce vrea Hristos, să fie anulat. Ei, iată un semn al omului lui Dumnezeu. Noblețea. Sub ocupație, pe vremea când Grecia era ocupată, deveneai erou dacă nu salutai un german. Acum devii un erou dacă nu-l saluți pe diavolul. La ce stare de erou se referă? La cea autentică. Erou în lupta de dezrobire, de substăpânirea diavolului. Atunci se luptau să scape de înrobirea germană. Astăzi, în mod normal, omul poartă luptă cu diavolul și vrea să scape de el. În primul și în primul rând trebuie să nu-l mai consideri. Trebuie să nu-l mai saluți. Închipuiți-vă că atunci când erau ocupați de nemți grecii, îi salutau pe aceștia pentru că erau obligați să dea, iată, onoare celor stăpânitori. Așa și omul caută să îl ignore pe cel care se vrea stăpânitor, nesalutându-l, nebăgându-l în seamă, ignorându-l. Este, iată, nu foarte subtil, aproape pe față, tratamentul pe care omul trebuie să-l acorde diavolului. Neconsiderarea. Nu-l salutăm. Nu-l vedem.
În vechime, diavolul se ocupa cu oamenii, dar acum nu o mai face. I-a pus pe cale, pe șine, le-a spus drum bun. A dat un impuls și îi pleacă. Și ei merg pe cale. Și acum doar se uită la cele care se săvârșesc. Se minunează uneori și chiar se bucură foarte. Și apropo de acest lucru, exista o istorioară în care, la un moment dat, un călugăr, având și el o patimă, săracul, a fost părât de frați la stareț pentru patima, pentru păcatul pe care îl săvârșea. Și, intrând și descoperindu-l în chilie, făcând ceea ce săvârșea, ce-i cu tine? De ce faci asta? Îl întreabă starețul, la care călugărul spune: diavolul m-a împins. Și apare și diavolul. Eu? Nici nu m-am gândit la aceasta. Dăm foarte repede vina pe diavol. Noi, având deja apucături rele, primind sămânța și lăsându-o să încolțească. Și ea crește, 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 fără ca diavolul să mai facă ceva, el doar a pus sămânța. Noi avem alegerea fie să stârpim sămânța, fie să privim răsădirea. Depinde ce vrem noi să facem. Ei, zice așa Sfântul Paisie, diavolul seamănă acum, însă la sfârșit Hristos va semăna. Știm aceasta și din pilda neghinei din holda de grâu, pe care Hristos a explicat-o clar pe față. Secerișul, sfârșitul lumii, îi aparține lui Hristos, pentru că atunci toate neghinele vor fi separate de grâu de o manieră clară și autentică și vor fi arse în foc. Deziluzie pentru semănătorul neghinei de acum. Se gândește el că semănând neghină va culege, speră el, rod însutit în mit. Are Dumnezeu grijă să nu. Așa cum porcul, când nu găsește noroi, grohăie și pleacă nemulțumit, la fel și diavolul nu se apropie de inima în care nu este mocirlă. De ce? Pentru că inima noastră este curățită. Pentru că inima noastră este înmiresmată. Pentru că inima noastră este plină de lumina lui Hristos, cel ce sălășluiește întru ea. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Doamne ajută! Așa fiind, sau așa încercând noi să ne facem inimile, chiar dacă vreodată constatăm că există și mizerie, ferească Dumnezeu chiar mocirlă, nu lăsăm mocirla aceea să fie descoperită și mai apoi locuită de porcul, de diavol, ci căutăm să facem curat înainte ca acesta să vină să se sărășluiască în mocirla iubită de el. Cum? Spălându-ne. Prin spovedanie. Iată. Știm. Diavolul este precum dinamita. Cu el nu e de joacă. N-ai cum să te joci cu dinamita. Te aruncă în aer. Motiv pentru care ce ai de făcut cu dinamita? Las-o acolo. Las-o la umbră. Las-o la răcoare. Și țin-te departe de ea. Așa și cu diavolul. Îl ignorăm. Îl ținem departe. Să rămână acolo la întuneric și la răcoare. Ca să nu se aprindă și să nu bubuie.
Diavolul este întunecat. Nicăieri nu vezi lumină la el. Păi n-are de unde. Frumusețea cea mare cu care Dumnezeu l-a înzestrat, a pierdut-o și pe aceea. Lumină. Hristos este lumină. N-are face diavolul ceva cu Hristos. Pentru că nu vrea. Diavolul este în întregime un labirint. Dar nu un labirint pe care în timp îl parcurgi și ajungi la un capăt. Un labirint întortocheat fără nicio ieșire. Pe toate opțiunile pe care pleci la început de labirint, toate se vor înfunda. Toate mai lungi, mai scurte, mai întortocheate, mai puțin întortocheate, n-au o finalitate firească. Cine firească ți se înfundă. Diavolul, în timp ce ne pune pe noi oamenii să mergem împotriva aproapelui nostru și să ne certăm, el însuși nu merge niciodată contra. Pe cel nepăsător îl face mai nepăsător. Iată, nu împotriva nepăsării. Pe cel învârtoșat la inimă îl face și mai învârtoșat la inimă. Pe cel sensibil, mai slab de înger. Și așa mai departe. Vedem că el caută să ducă chipurile la un nivel mai înalt, starea în care te afli, dar pe o cheie greșită, să spunem așa. Într-o altă gamă. Nu să cânte major, hotărât, drept și curat, ci să cânte minor și să cânte trist și să cânte în apierzare, să spunem așa. Fără a pune sub semnul celui rău gamele minore din muzică. Nu, că el exprimă cu totul altceva. Am făcut o mică comparație între fermitatea vieții în Hristos și lamentabilitatea vieții fără de Hristos. Când diavolul hotărăște să te ducă la pierzare, nu te împinge spre pierzare, ci te ademenește dulce către ea. Pentru că dacă te împinge, s-ar putea să sesizezi silnicia, ci te duce cu zahărelul, te ademenește dulce, te atrage cu zahărelul ca pe cățeluș. Și astfel reușește să te dreseze. Mai apoi, dresându-te, te lasă să te manifesti în hotarele dresajului. Diavolul își bate joc de om ca de negustorul evreu și pierzi cei mai buni ani ai tăi. Pentru că, dacă nu iei seama, pleci spre a face ceva și închei, de fapt, cu altceva. În momentul în care, hai să spunem, aparenta stare firească a omului obosit, surmenat, se ridică de pe scaun, se duce în camera cealaltă cu gândul de a face ceva și până ajunge acolo, a uitat ce avea să facă. Și stă și se gândește. Uneori se întoarce la momentul și la locul inițial, pe scaunul pe care era înainte să plece. Să vadă, poate mai prinde din zbor gândul care l-a mânat să plece și să afle ce avea de făcut.
Această stare este o stare practic de neatenție. Ea, atunci când se întâmplă omului, da, poate să fie și este de cele mai multe ori acea neatenție, acea superficialitate în simțire, în gândire, în voință, datorate unei oboseli accentuate a trupului. De cele mai multe ori, fără să afurisim neapărat acele întâmplări din viață. Însă ele se întâmplă clar pe fondul neatenției la ceea ce avem de făcut. Și atunci ce este de împlinit din partea noastră să căutăm să fim foarte atenți la cele pe care avem să le săvârșim? La ce? Mântuirea sufletului, de o manieră responsabilă, nu? Diavolul se poartă ca un criminal încolțit care zice: nu mai am scăpare, mă vor pierde. Și le face pe toate praf. Disperarea celui care a pierdut meciul, celui care a pierdut lupta. Tot voi fi pierdut, hai să dau ultima lovitură măcar acum. Să mai fac cât pot de mult o pierdere în rândul luptătorilor, celor care se luptă cu mine. Diavolul, într-adevăr, se comportă astfel ca un încolțit, căutând ca un leu în turbare să apuce orice mai are la îndemână, a prinde, a apuca, a înhăța, a răni sau chiar a omorâ. Însă noi să-l încolțim bine și să stăm cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, departe de diavol, aproape de Hristos. Când diavolul reușește să închidă o poartă, în același timp Dumnezeu deschide alte 10. Este modul de a lucra împotriva diavolului pe care Dumnezeu l-a ales. Să nu ne necăjim de, să spunem așa, am văzut noi că am avut cândva în viață o oportunitate și am căutat să o speculăm în sensul bun al cuvântului, să ne folosim deci de acea oportunitate pe care, iată, diavolul a încuiat-o. Nu ne temem, Dumnezeu dă 10 oportunități. Trebuie să avem această disponibilitate, dispoziție lăuntrică de a căuta și de a afla ceea ce Hristos vrea nouă să ne dăruiască, să ne deschidă ca uși, ca și căi, ca și ferestre de viață noi, drumuri noi în viață. Vorbeam cu un tânăr, fain tânărul, și era necăjit că, iată, pentru faptul că patronul unde lucra nu prea mai avea cu ce să întrețină acea afacere, a hotărât, spre disperarea angajaților săi, ca în 3 zile să închidă afacerea, să lichideze totul, să plătească salariile compensatorii, să zicem așa, și astfel oamenii toți să rămână pe drumuri, fără servicii. Și era disperat. Când a venit la mine, constatând că este disperat, l-am întrebat: ești cumva deznădăjduit, disperat, că nu vei mai avea servicii, că nu vei mai avea venit, că nu vei mai putea să te întreții? Și el mi-a zis da. Și atunci i-am spus acest lucru, că face exact ce este împotrivă. Intră în deznădejde. Nu. I-am spus că Dumnezeu îi va deschide alte 10 oportunități. Acum este angajat într-un cu totul alt loc, și-a împlinit practic visul din copilărie de a deveni ce a devenit, este mulțumit,
Este fericit că Dumnezeu a lucrat astfel, închizându-i atunci acea posibilitate. Lucra într-un mediu destul de murdar, fizic vorbind. Acum lucrează într-un mediu foarte curat. A avut Dumnezeu alte oportunități de deschis omului. Pe Dumnezeu, care este atât de bogat și ne iubește, nu-L ascultăm. Pe diavol însă, care este sărac și ne urăște, noi îl iubim. Da, e un lucru total anapoda. Bogatul, puternicul și iubitorul, nu vrem să-L ascultăm. Ne poate ajuta, are de unde, are disponibilitate. Săracul, care nu are de unde să ne dea, mândrul, răul, răuvoitorul, pe acela care minte că ar fi ceva, că ar putea, îl ascultăm. De aceea omul a alunecat și a pierdut foarte mult, pentru că, iată, ascultă minciună și nu realitate. De aceea omul este, se plânge că există, că trăiește din minciună în minciună, într-o lume cu multă minciună, pentru că se fac cele ale tatălui minciunii, cele ale diavolului, ale dracului. Și atunci ce avem de făcut este să căutăm să schimbăm macazul. Este foarte simplu. Nu mai credem minciunilor lui și credem cuvintelor celor adevărate ale lui Hristos, care ne iubește, care ne vrea binele, care poate să ne ajute, doar să-i cerem și astfel ne va dărui. Depinde de noi, doar de noi. Dacă înțelegem, ne vom folosi. Dacă nu, ferească Dumnezeu, ne vom pierde. Să încercăm să fim prezenți. Alte două cuvinte la încheiere despre slujire. Pentru ca lucrarea și slujirea călugărilor, noi putem să parafrazăm, a creștinilor. Așadar, pentru ca lucrarea și slujirea creștinilor să fie binecuvântate, trebuie să fie făcute cu pace, cu rugăciune și fără de silă. Atunci se binecuvintează și cel care slujește și lumea. Indiferent ce săvârșim, nu se referă aici numai decât la slujba preotului sau călugărului în timpul oficiului religios. Nu. Nu doar atât. Orice om când este în exercițiul meseriei sale, să spunem așa, care este cu puțin, mai puțin decât slujba, slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, să facă cele pe care trebuie să le facă cu binecuvântare, cu pace, cu rugăciune și nu cu sila. Păi, mulți poate n-ar comenta nimic când aud despre ale săvârșit cu binecuvântare, făcute în pace, cu calm, cu liniște, da? Cu rugăciune și înainte și după și în timpul lucrului. Și fără de silă. Aici este discutabil, pentru că foarte mulți fac ceea ce fac că trebuie să facă. Ca ceea ce trebuie să facă să fie bine făcut, trebuie să fie făcut și în voie. Chiar dacă ți-a poruncit ție șeful tău ierarhic să faci acel lucru, trebuie și tu să te învoiești, adică să fie și în voia ta al săvârși. Dacă nu este în voia ta și îl faci doar că ți s-a poruncit, această neimplicare și nedorire va fi oglindită de rezultatul oficiului tău, muncii tale. Rezultatul nu va fi unul de dorit. Și un ultim cuvânt în emisiunea de astăzi.
Diaconia este o lucrare practică, o slujire. Slujitor înseamnă să te găsești cu trupul în fața oamenilor și cu mintea să bați la poarta cerului prin rugăciune. Diaconia, după cum știm, este prima treaptă a clerului, care prima treaptă a fost instaurată clar de apostoli și care a avut menirea de a pune în demnitate pe unii care doreau să fie ajutători episcopilor, mă rog, apostolilor întâi de toate, să ajute la săvârșirea cultului divin, să ajute la botez, să ajute la faptele cele bune pe care aveau să le săvârșească împreună Biserica lui Hristos. Și astfel, pentru că, iată, era uns omul spre a sluji, spre a face lucruri de trebuință obștii, atunci au înțeles că trebuie să îi sfătuiască pe aceștia să se găsească cu trupul în fața oamenilor, slujind, da? Făcând cele specifice posturii sale de diacon, iar cu mintea să bați la poarta cerului prin rugăciune. Este, dacă vrem, universal valabil acest lucru. Orice facem, să facem la modul văzut, cu responsabilitatea specifică lucrului de făcut pentru oameni. Suntem responsabili în fața oamenilor să facem bine ceea ce facem bine, dar cu mintea să fim la Hristos. Și când ne rugăm și conducem o rugăciune de obște, și când lucrăm și când facem orice avem de săvârșit, mintea noastră, dacă este la tronul cel ceresc, atunci reușesc să le fac, să le împlinesc și pe celelalte condiții, să fac cu binecuvântare pentru că primesc binecuvântare, să le fac cu pace pentru că mă inundă pacea Domnului. Și astfel, rezultatele acțiunii mele să fie unele de dorit, de folos și de pildă pentru ceilalți. Să luăm aminte, să ne fie de folos. Doamne ajută, iubiți credincioși!